Referitor la poziția noastră politică pe temele publice, Partidul Național Liberal a pornit de la premisa că România au nevoie de o nouă abordare politică, una care să nu pună ciclic în pericol nici stabilitatea economică, nici cea socială și nici cea democratică a României. Este necesar ca toți oamenii politici să ofere publicului din România un alt tip de discurs și o altă manieră de acțiune. Din aceste motive, Partidul Național Liberal propune astăzi câteva teme de discuție care pot fi tratate în mare măsură nepartizan și care, în opinia noastră, pot face obiectul unui consens pe principii și reguli, cu unicul scop de a furniza României stabilitate și predictibilitate în politicile publice. 1. Stabilitatea macroeconomică a României, fie că vorbim de codul fiscal sau de noua lege a salarizării în sectorul de stat. 2. Absorpția de fonduri europene. 3. Dezvoltarea infrastructurii și investițiile publice. 4. Reforma administrației publice. 5. Aderarea la spațiul Schengen. 5. Pregătirea agendei pentru preluarea în 2019 a președinției Consiliului UE. Suntem cu toții de acord că manipularea, agresivitatea, încrâncenarea, abuzurile și aroganța folosite în exercitarea funcției publice în interes